Cum ați caracteriza experiența de până acum a accesării fondurilor, în câteva cuvinte, a accesării fondurilor europene? Ce s-a îmbunătățit în ultima perioadă și ce este încă foarte problematic și eventual niște propuneri pentru perioada următoare care au fost sau nu au fost foarte îmbrățișate de autorități? Da. Fără niciun fel de îndoială, dacă ne uităm la evoluția derulării fondurilor structurale, fondurilor europene în România în ultimii 3 ani, putem spune că această evoluție este pe o curbă ascendentă. Și acest lucru rezultă nu numai din cifrele care au arătat o creștere firească a absorției fondurilor europene, dar acest lucru rezultă și dintre interacțiunile care le au cei care accesează asemenea fonduri și autoritățile care se ocupă de gestionarea lor. Și spun acest lucru, având în vedere că sunt și în Comitetul de Monitorizare la POSDRU, Consiliul Național are un departament de proiecte cu unde rulează un număr mare de proiecte, deci vorbim în cunoștință de cauză. Deci progresul este evident. Acum, aici sunt câteva probleme care explică de ce cu tot acest progres România a rămas pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Unele țin de trecut, am început foarte greu, ne-am mișcat foarte greu și ne-am mișcat foarte greu din cel puțin câteva motive. Unu, metodologiile făcute în România pentru absorbția fondurilor europene au fost mai complicate decât cerințele europene. Cei care au fost implicați la început, probabil că au vrut să-și acopere, să n-aibă niciun fel de surprize și au introdus tot felul de cerințe, de acoperitoare. De exemplu, la POSDRU să fac 3-4 feluri de controle și fiecare să face ca și cum cel dinainte nu a fost, nu ține cont de rezultatul respectiv și așa mai departe. Deci, în primul rând, am avut un start greoi, cu foarte birocratic, pentru că funcționarii implicați au vrut să acopere. În al doilea rând, Guvernul României n-a asigurat cofinanțarea necesară. În al treilea rând, autoritățile au fost subdimensionate și sunt în continuare subdimensionate, n-au suficient personal. Personalul care există nu este suficient motivat, iar fondurile de asistență tehnică de care beneficiază toate marile programe au rămas necheltuite în bună măsură, deși aceste fonduri de asistență tehnică le-ar fi permis să atragă consultanți, să atragă consilieri din țară și în străinătate, ca să accelereze evaluarea proiectelor, care peste tot a mers greu, care să accelereze contractarea proiectelor, care peste tot a mers greu, și care să accelereze soluționarea finanțărilor, cererilor de finanțare și evaluării documentelor curente pentru a, ca finanțarea să se decurgă într-un ritm mai alert. Deci asta e o categorie de probleme. Acum, asigur că în ultima perioadă au avut loc niște îmbunătățiri, oamenii din autorități au mai învățat niște lucruri. Sub de când a venit la conducerea Ministerului domnul Teodorovici, s-au luat mai multe măsuri de simplificare cu efecte evidente și a fost și găselnița a Guvernului Ponta faptul că a alocat bani găsind ca sursă împrumutul la trezorerie. Banii tot stăteau la trezorerie, în loc să stea la trezorerie, i-a băgat în circuit. Deci îmbunătățirea există. Din păcate, cu toate aceste îmbunătățiri, lucrurile nu merg cum ar trebui să meargă. În continuare asistăm la depășirea perioadelor de evaluare a documentelor pentru obținerea finanțărilor. Există termene de 15-30 de zile și foarte adesea acestea se dublează sau se triplează. De asemenea, apar frecvent fenomene de genul acesta, depui un document, ți se dă înapoi să-l completezi, îl depui încă o dată, ci se cere altă completare, în loc să se facă, să ceară o singură dată toate aceste elemente. Și sigur că au mai fost și niște sincope, au fost perioade în care autoritățile n-au dispus de suficienți bani, asta și datorită faptului că înaintarea documentației la autoritățile europene, la o mare parte dintre autorități, n-au mers în ritmul care trebuia. Și atunci, și când exista documentație bine la punct și bine pusă la punct și finanțele puteau să curgă, ele n-au fost în ritmul respectiv. Deci, în continuare, sunt probleme de întârzieri, sunt în continuare probleme de necorelări și mai ales sunt în continuare probleme că banii nu intră pentru finanțarea proiectelor așa cum ar trebui. Și aceasta explică și gradul redus de absorție și aceasta și explică de ce la unele proiecte cei care au fost angajați pentru că nu au fost plătiți
întârzie să-și facă treaba sau așteaptă să fie plătiți și sigur că asta afectează funcționalitatea sistemului de ansamblu. Nu ni se pare esențial acum ca din toate aceste greșeli să se învețe. Important este ca noile ghiduri care se fac pentru nou ciclu 2014-2020 să fie mult mai simplificate, să nu fim noi mai catolici decât papa, așa cum se spune, să nu ne luăm tot felul de măsuri de siguranță pentru că astea nu ușurează, ci îngreunează. Și sigur, trebuie ca și în bugetul statului și să se prevadă că sumele necesare pentru cofinanțare. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți a fost faptul că în bugetul statului nu s-au prevăzut aceste sume. În plus, după câte am fost informați la ultima deplasare la Bruxelles, am înțeles că sumele care se prevăd pentru cofinanțări nu mai grevează nici procentul, nici deficitul bugetar, deci acestea sunt considerate aparte și acesta ar fi un motiv suplimentar. Dom'le, ei ne-au spus că așa se va proceda în perioada următoare. N-au precizat dacă s-a luat decizia sau dacă se va lua. Oricum ne-a fost prezentată ca o certitudine. Deci, ceea ce vreau să spun aici este că există niște premize îmbunătățite pentru așa ceva. Acum vreau să vă spun că, din păcate, în ultimele două luni a mai apărut un fenomen, în contextul în care o serie întreagă de miniștri, de secretari de stat, de directori din diverse departamente au fost anchetați de către organismele în drept pentru probleme de abuz în serviciu. Vreau să vă spun că aprobările au început să aibă o tendință de încetinire, pentru că treaba aceasta cu abuzul în serviciu e o chestie de foarte multe ori relativă. Și aici va trebui să se găsească o soluție, pentru că ne paște pericolul ca aprobările să se facă și mai încet, de frică să nu fie implicat, să se interpreteze ca un abuz în serviciu. Deci sunt mai multe probleme pe fondul evoluției pozitive la care m-am referit și care a fost certă. A apărut acest fenomen nou, care trebuie găsite niște soluții. Alminter o să ne trezim ce am câștigat, o să pierdem. Și, repet, ceea ce este foarte trist pentru România este faptul că miliarde care puteau să intre în economia românească, miliarde care puteau să însemne investiții, salarii, venituri la bugetul statului, infrastructură, firme noi, nu au fost din cauze care au ținut în primul rând de România, de abordare, de gradul de implicare și de profesionalismul celor din sistemul administrației de stat centrale și locale. Ați fost solicitați pentru consultări, pentru propuneri de îmbunătățire pe următoarele documente de program? Am făcut foarte multe propuneri, să știți. Am făcut foarte multe propuneri, unele dintre ele au fost luate în considerare, iar propuneri... Pe faza aceasta de detaliu au mai existat consultări? Păi acum au început, că practic ghidurile până acum nu au fost. Deci acum încep, s-a afișat un ghid parcă, specialiștii mei lucrează, cred că și-au trimis un set de perfecționări. Noi am avut foarte multe propuneri atunci când s-a creionat desenul mare al programelor din România și punctul de vedere al Consiliului Național a fost acesta, că e foarte important ca sume cât mai mari să ajungă la întreprinderi și în primul rând la IMM-uri pentru a crea locuri de muncă. E mult mai util ca banii europeni să nu fie utilizați pentru acțiuni sociale per se, pentru că un om asistat social, când dispare sursa, tot asistat social rămâne și banii respectivi să fie direcționați în firme, să se creeze noi firme, firmele să angajeze mai mulți oameni și în acest fel să se asigure o protecție activă a populației, ca să scădem efectiv șomajul și să creăm resurse pentru dezvoltări viitoare. Într-o anumită măsură am avut succes, nu suficientă măsură. Acum sperăm ca în contextul în care se creionează programele, cât mai multe programe care sunt în domeniul social să aibă această dimensiune economică, pentru că numai așa se rezolvă problema de fond. Alminter, dăm ajutoare, dăm asistență, îi pregătim, îi trainuim și când au terminat, să întorc în regimul de șomeri. Deci trebuie niște abordări sistemice, iar Consiliul Național împreună cu BNS-ul și cu PTIR-ul au avansat de anul trecut, dar din păcate nu s-a finalizat, introducerea sistemului de vouchere care a fost operaționalizat în Bulgaria, unde cu circa 270 de milioane de euro s-au creat 110.000 de locuri de muncă.
i-au luat acest sistem de la germani și la belgieni, noi am propus să se introducă în România, am avut mai multe discuții la Ministerul Muncii, s-a făcut și un proiect, deocamdată a rămas în faza de proiect. Pentru că acest sistem pe bază de vouchere avea foarte avea și are imensul avantaj că nu pregătești decât persoane care le solicită firmele. Iar firma care a solicitat e obligat să-l angajeze. Iar pentru că îl angajează, el primește niște sume de la stat pentru ca să persoana respectivă să-l utilizeze. Deci o altă filozofie care asigură că cei care au fost trainuiți, cei care au fost consultați, conseliați, informați, nu se întorc înapoi în statutul de asistat social, ci vin, intră în economie, își găsesc o slujbă permanentă, firma merge, creează valoare adăugată, creează PIB, creează venituri și taxe la bugetul statului. Deci sunt foarte multe lucruri care se pot face. Noi așteptăm să se treacă și această perioadă de incertitudine, că știți că e și o incertitudine politică care fără îndoială grevează, și să intrăm efectiv, pentru că deocamdată lansarea programului 2014-2020 nu se face cu viteza la care ar putea și cu viteza la care au făcut-o alții.